Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și în această seară am intrat din nou live pe nepregătite, așa cum v-ați obișnuit de ceva timp. Am hotărât să facem primii pași în modul în care putem lucra o geantă. Pasul cel mai important este baza. În afară de aceasta, vreau să vă spun că ieri am intrat live, am lucrat acest ou. Mâine voi face un altul pe culoare albă, din anumite motive tehnice. Nu am încărcat tutorialul pe canalul de YouTube. Țineam să precizez acest lucru de la început. Să ne întoarcem la lucrul pe care trebuie să-l desfășurăm în seara aceasta. Pentru că multe dintre dumneavoastră, fiind începătoare, nu știți primii pași în care putem realiza o geantă. Așa cum v-am prezentat în urmă cu ceva timp, am cumpărat aceste funduri de genți, ele vor forma baza și pe aceasta noi vom lucra geanta noastră. Apoi voi folosi acest fir, se numește string, este 100% polipropilen, are o greutate de 500 de grame, culoarea aici este numărul 23, însă în realitate este un albastru regal, așa se numește. Voi începe să vă prezint mai întâi firul. Bineînțeles, sunt mai multe, scuzați zgomotele, am vrut să-l desfac în fața dumneavoastră. Sunt mai multe tipuri de fire pentru a lucra genți. Unul dintre acestea este acesta, tip cordon, care este ușor de lucrat în comparație cu alte fire și care dă și o anumită siguranță genții. Eu am încercat acest model, după cum vedeți, pentru că aș vrea să fiu înainte cu lucrarea, în momentul când va fi nevoie să ajungem să aplicăm mânerele. Vedeți, deja am început. Acum noi vom începe să lucrăm geanta propriu-zisă. Voi folosi pentru întreaga lucrare două croșete. Primul este croșetul cu numărul 3, cel de-al doilea este croșetul cu dimensiunea de 2,5. Cu acesta vom începe baza genții. Cu numărul 3 vom lucra restul, vom face modelul. Bineînțeles, pentru o geantă putem face diferite modele. Vă voi învăța câteva dintre acestea. Primul și în primul rând, după cum ați văzut, am făcut acest nod aici la capăt pentru a nu se desface. Acest fund de geantă are o dimensiune de 30 de centimetri, după cum știți, 30 de centimetri și o lățime de 10 centimetri. Pentru că am văzut că sunt și persoane străine care mă urmăresc. Vom începe lucrarea cu croșetul 2,5. Nu vom lucra pe această parte, întotdeauna vom începe cu partea care rămâne în afară și vom intra de aici, de undeva din mijloc, să spunem așa, și vom face practic un simplu ochi de lanț. Deci vom face un ochi de lanț, după care vom intra în următoarele găuri și vom lucra câte două piciorușe scurte.
avem unul și cel de-al doilea. Chiar dacă live-ul va dura mai mult, să știți că mi este mult mai ușor decât să fac tutorial și apoi să le încarc, pentru că îmi iau ore nesfârșite pentru a încărca tutorialul. Așa că prefer să intru live, chiar dacă ora este târzie. Deci în fiecare dintre aceste găuri, până când vom ajunge aici în colț, vom face două piciorușe scurte. În felul acesta, vedeți? Am ales croșetul un pic mai mic, pentru că găurile nu sunt atât de mari și firul oricum are o anumită grosime. Odată ajunși aici, în colț, avem 1, 2, 3 și cel de-al patrulea colț. În colțuri vom face întotdeauna câte 3 piciorușe scurte, deci 3 vor fi. Și avem 1, 2, vedeți că iese foarte greu firul, cel de-al doilea, după care îl voi face pe cel de-al treilea. Mi-este greu să extrag, spațiul este mic, însă, așa cum spun întotdeauna, merită efortul. Uitați-vă că aproape ieșim la suprafață și cu cel de-al treilea. Deci aici, în colț, și în următoarele 3 colțuri, vom face câte 3 piciorușe scurte. După care vom continua cu 2. De data aceasta, doar 2 piciorușe scurte. Fac semn așa, pentru că am văzut că este o persoană străină care urmărește canalul meu de YouTube și aș vrea să înțeleagă ceea ce eu fac. După cum vedeți, încet, încet încep să devin un pic cunoscută și toate acestea datorită dumneavoastră, datorită faptului că sunteți alături de mine. Vedeți, lucrăm câte 2, sunt 2. Sunteți alături de mine, mă susțineți, îmi dați curaj, îmi dați forță să merg mai departe. Chiar dacă ora este târzie, eu am dorit să intru din nou alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Bună, Flori! Bună! Bună seara! Tocmai ce spuneam că am făcut ieri live-ul cu oul, însă nu l-am încărcat din anumite motive. Am preferat să-l șterg și mâine voi face un altul pe culoarea albă de data aceasta. Trebuie să vă spun, ne-am luat așa un pic de vorbă și nu era prea indicat să încarc acel acel live pe canal. De aceea am preferat să-l șterg și voi relua. Mâine voi face în culoarea albă oul decorativ cu flori lucrate în aceeași tehnică și bineînțeles că va fi diferit de cel de ieri. Deci în felul acesta lucrez până când ajung din nou în colț. După care, deci asta va fi prima lecție, pentru că sunt foarte multe doamne începătoare pe canalul meu de YouTube și
Aș vrea ca ele să înțeleagă pas cu pas ceea ce lucrăm, de ce am spus că haideți să lucrăm împreună. În afară de aceasta, astăzi am primit o întrebare din partea lui Răzvan dacă cumpăr produse de pe Amazon. Aici unde locuiesc eu, bună seara, tati, bună seara, aici unde locuiesc eu și unde lucrez, de fapt, este la țară. Distanța până la oraș este destul de mare. De exemplu, să vă spun, în momentul în care merg la supermercato ca să fac cumpărături, este la o distanță de o jumătate de oră cu mașina. Aici în sat, pentru că este la țară, aici în sat este doar un singur magazin de mercerie unde eu pot găsi, vedeți cum iese, produsele de care am nevoie. Însă nu întotdeauna găsesc tot necesarul. De aceea, chiar cu doamna mă cunosc foarte bine, eu în această casă lucrez de 7 ani, deci sunt cunoscută aici în sat de doamnele de la magazin, de la farmacie, pentru că nu sunt multe magazine aici. Și dacă vorbesc cu doamna, îi explic ceea ce îmi trebuie. În momentul în care ea merge o dată pe săptămână la Bologna, care este la 100 de kilometri distanță de aici, dacă nu găsește în depozit ceea ce am nevoie, atunci, ca o ultimă ancoră de salvare, este să comand pe Amazon. Pentru că altfel nu am cu ce să-mi desfășor activitatea, neavând materiale necesare. Bineînțeles, cea mai mare parte a materialelor, firele, mărgeluțe, macrameul, firele, panglicuța, dantela pe care o folosesc eu în diferite lucrări, toate acestea le cumpăr de la ea, de la magazin. Chiar și anumite materiale pentru cusut fuste, pentru că mă pricep un pic la toate. Am învățat un pic de toate. Și în felul acesta sunt nevoită să recurg la Amazon, este ultima mea ancoră de salvare. Nu sunt nici eu prea mult de acord cu Amazon, pentru că este o firmă străină, însă nu am altă opțiune. Așa cum vă spuneam, aici fiind la țară, nu este decât un magazin alimentar, farmacia, o pasticerie, o brutărie, magazinul cu aceste produse pe care le folosim noi în lucru, farmacia și o pizzerie și 2 baruri. Atât. Locul este foarte mic. Eu de aici, de unde locuiesc, în 5 minute sunt în piață. Bineînțeles, n-am ieșit de foarte mult timp, n-am fost în sat. Eu mai mult telefonez și fetele îmi aduc acasă ceea ce am nevoie. Dar așa este la distanță de 5 minute centrul satului. Deci nu este mare. Cred că sunt acum, mai ales de când cu această pandemie, cred că au rămas în jur de 2000 de locuitori. Deci vă dați seama că este un loc foarte micuț.
unde toți se cunosc, unde toți știu unii despre ceilalți și asta este. Până și preotul de aici din sat a plecat, a fost mutat la oraș și asta este. Încet, încet ajungem la acest al doilea colț. În felul acesta se încep și papucii. Cine lucrează papuci și știe că acestea sunt, acesta este de fapt rândul principal. Deci până aici din nou am făcut câte două piciorușe scurte. Aici în colț din nou vom face trei. Acesta este rândul care merge un pic mai greu, după aceea lucrul decurge foarte, foarte ușor. Deci am făcut două, acum îl fac și pe cel de-al treilea. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Am primit mesaje foarte frumoase, chiar și de la Bursucul Călător, pe care de puțin timp l-am cunoscut. Am urmărit cu foarte mare interes videoul pe care l-a prezentat ieri. De acum vom lucra doar câte două piciorușe, până când vom ajunge în acest alt colț. M-a uimit foarte mult diferența de prețuri din Luxemburg și România, pentru că eu chiar dacă sunt aici, țin legătura, bineînțeles, cu copiii acasă, cunosc prețurile, chiar și cu doamnele care vorbesc la telefon. Și am rămas uimită de cât de multe a cumpărat cu 100 de lei. Deci, și mai ales produse naturale, produse de la țărani. Este foarte bine a susține agricultura tradițională, pentru că sunt produse mult mai sănătoase și benefice pentru sănătate. De asemenea, florii, strictul necesar, da, are clipuri frumoase. Flori, am urmărit și ceea ce ai prezentat tu în seara aceasta, cumpărăturile pe care le-ai făcut. Să știi că mi-ai făcut poftă cu telemeaua, mi-ai făcut să vină dor de casă. De asemenea, ce pot să vă mai spun? Astăzi a luat naștere un nou canal de YouTube. Se cheamă Emilia Minea. Cine vrea, va vedea, scriind Emilia Minea, va găsi acest canal de YouTube. Doamna Emilia este o doamnă care și ea croșetează, însă nu va face tutoriale, va face vloguri, așa cum faceți cea mai mare majoritate dintre dumneavoastră. Și ea este, am ajuns din nou aici în colț, aici în colț din nou voi face trei piciorușe scurte. Ea este o foarte bună prietenă a mea, ne-am cunoscut, prietenă virtuală, ne-am cunoscut datorită lucrărilor pe care le executăm în grupul meu pe care l-am pe Facebook și suntem prietene de foarte
mult timp, deci de la începuturile grupului meu de Facebook. De acum vom continua din nou. Aici am făcut trei piciorușe scurte, voi continua din nou cu două piciorușe scurte, până când vom ajunge în celălalt colț. Așa cum vă spuneam, este o persoană care este și ea foarte organizată, face lucrări foarte frumoase, ea lucrează și papuci, croșetează și genți și bluze, un pic de croitorie face și ea, însă așa cum vă spuneam, ea doar va face vloguri în care va prezenta materialele din care lucrează, produsele finale și cunoscând-o de tot acest timp, am îndemnat-o să își pună un pic în evidență produsele pe care le face, pentru că ar fi păcat să nu fie cunoscute. De asemenea, cine mă ascultă și nu știe, urmăresc din nou cu mare drag animale frumoase. Animale frumoase și acolo mă distrez foarte mult urmărind acei purceluși, cum cresc, cum mănâncă, cât sunt de drăgălași, că îți vine să te joci cu ei. Apoi urmăresc cu foarte mare plăcere pe Monica să învățăm din cărți. Îmi face mare plăcere că tineretul încă citește. Eu apreciez foarte mult cititul din cărți. Eu nu citesc de pe tabletă. Eu prefer cărțile. Sunt Monica prezintă cărți foarte bune, din care citește și anumite pasaje foarte, foarte importante. O ascult de când am descoperit-o, o ascult cu plăcere. Îmi place foarte mult. Cine iubește lectura, cine iubește să citească o carte bună, acolo va găsi sfaturile necesare. Monica este tânără, cred că studiază încă, nu știu exact. Da, tati, știi cum se numește Monica? Hai să învățăm din cărți. Monica Concapa, cu scris cu cât de la kilogram. Așa o vei găsi. Este, dacă o găsești și te înscrii, dacă nu, voi face eu după aceea o listă de link-uri mâine, când voi avea un pic de timp, și o voi pune pe comunitate. Acolo cu siguranță o vei găsi. Este o tânără foarte, foarte simpatică, mie este foarte dragă. De asemenea, așa cum v-am vorbit de foarte multe ori de Bogdan Șoferul. Bogdan Șoferul este prima persoană din lumea YouTuberilor care m-a... ai găsit-o! Canalul colegei mele, trebuie să scrie Emilia Minea. Emilia Minea, exact așa, și o vei găsi cu siguranță. Are puțin înscriși pentru că astăzi este născut acest canal. Și
despre ce vorbeam? Despre Bogdan Șoferul, el a fost primul care, din lumea youtuberilor care m-a abordat. Prin ochii lui văd frumusețea ale țării noastre pe care eu nu le-am vizitat când eram în România, pentru că nu am avut timp, nu am călătorit. Acum descoper prin ochii lui frumusețile țării noastre. Avem o țară atât de frumoasă. Îmi place foarte mult. Foarte mult. Și Bogdan este un tânăr care vorbește foarte frumos, care se vede că este foarte educat, are o voce atât de calmă, atât de plăcută, explică în locurile unde merge, știe și puțină istorie, la fel cum și Bursucul Călător ne prezintă adevărate lecții de istorie din posturile unde călătorește. Îmi place foarte mult. Chiar îmi pare bine că am cunoscut aceste persoane, că v-am cunoscut pe dumneavoastră toți așa, să nu mai vorbesc de Andreea și Răzvan, îi ador, sunt adorații mei. De asemenea, am descoperit pe Octavian Fechete, nu știu dacă dumneavoastră îl cunoașteți, și canalul lui îmi place foarte, foarte mult. Este un canal un pic mai deosebit. Cred că Octavian nu locuiește în România. Este un canal mai deosebit pentru că ne vorbește, vă spun imediat, se numește Amazing Wildlife Birds and Her Sings, adică uimitoarea viață a păsărilor și minunatele lor cântece. Acolo el ne prezintă diferite specii de porumbei, de păsări exotice. Cred că va mai vorbi despre Octavian și despre viața lor, despre cum se comportă, despre trilurile pe care le scot, culorile deosebite pe care le au. Este ceva foarte frumos. Astăzi am văzut și o căprioară foarte drăgălașă, apoi am văzut o herghelie de cai, cred că erau undeva în libertate, erau și căluți mai mici. Ce am mai descoperit? Din nou, Bucur Loredan, care are canalul numit Natura, Darul Divin. Acolo m-am relaxat un pic astăzi, după amiază, până să pun bătrâna în pat. M-am relaxat cu Mozart. Nu știu dacă iubiți muzica simfonică, muzica de calitate. Eu iubesc orice gen de muzică, în afară de rock și manele. Eu nu iubesc manelele și nici rock-ul. Cum vă spuneam, m-am relaxat cu un pic de Mozart. Îmi place foarte mult. Mozart, Chopin, după aceea iubesc foarte mult opera lirică, ador Carmen de Bizet, ador Ravel, îmi place foarte mult. Deci am încercat așa în timp să fac o cultură cât mai vastă. Să nu fiu chiar înapoiată, știți.
Apoi sunt alte și alte, bineînțeles, nu mai vorbesc de Alina din Germania, că deja ne cunoaștem toți. Painting Lovers este o doamnă foarte drăguță, este tânără, are și un copilaș. Ea desenează foarte frumos. Din câte am înțeles, luna aceasta am ajuns din nou aici în colț. Aici vom face din nou cele trei piciorușe scurte. Din câte am înțeles, luna aceasta va ieși de sub tipar o carte pentru copii, scrisă de ea, realizată de ea, și desenele. Ea desenează foarte frumos. Am văzut și o tehnică foarte interesantă, desena cu două creioane în același timp. Și pe ea o urmăresc ori de câte ori am timp. Întotdeauna încerc să fiu aproape de dumneavoastră, toți cei care îmi sunteți alături, și să dau fiecăruia importanță, pentru că așa este frumos, așa trebuie să ne ajutăm între noi, să ne respectăm. Și să ne facem reclamă unii la alții, pentru că în felul acesta ne cunoaștem. Despre tati și fetița nu mai spun. Sâmbăta seară, când este live-ul lui, eu, chiar dacă nu intru în direct, însă urmăresc cu plăcere bancurile, de multe ori îmi pun căștile. Am ajuns aici, la început. Dacă vă amintiți, aici am făcut doar un simplu ochi de lanț. De data aceasta, pentru a închide acest rând, va fi nevoie să facem două piciorușe scurte. Îmi pun căștile, tati, dacă mai ești aici pe fir, îmi pun căștile și ascultând bancurile care se spun, că sunt și bancuri foarte, foarte faine. Deci am făcut și cel de-al doilea ochi de lanț. Râd singură. Întrerup un pic. Bătrâna mă întreabă, cu cine râzi? Și răspund, râd singură. De ce râzi? Pentru că ascult ceva care îmi place. În momentul în care am lucrat aceste două piciorușe scurte, vom intra în ochiul de lanț, vom face un fir alunecat, în felul acesta. Vedeți? Fir alunecat. Voi face un ochi de lanț și voi merge în continuare, voi face cel de-al doilea rând, care va face parte din baza genții noastre. Și începând din primul picioruș, vom lucra în tehnica B-club. Pentru dumneavoastră care nu sunteți, nu cunoașteți arta croșetului, tehnica B-club înseamnă nu să lucrezi întreg ochiul în felul acesta, ci să intri doar în jumătate din piciorușul respectiv. Deci vom lucra B-club, un rând întreg. Mi-a făcut foarte mare plăcere când am fost salutată de o doamnă din Los Angeles. Și acum câteva zile, o doamnă din Turcia mi-a scris un comentariu. Acum eu limba turcă nu o cunosc, însă câteva cuvinte le mai reușesc a descifra.
mi-a scris Hoșce Călăm, ceea ce significa bine ai venit, ceva de genul acesta. Vedeți de ce lucrăm în tehnica Beclub, pentru că în felul acesta se formează acea parte care se înalță. Bineînțeles, i-am răspuns în limba engleză și i-am urat și eu, i-am spus și eu hoșbulduc, ceea ce înseamnă bine, bine ați venit. Așa, câteva cuvinte turcești ce am mai învățat și eu. Cum am învățat, ascultând muzică, am învățat un pic de braziliană, acum, bineînțeles, dialectul napoletan, care îmi place foarte mult de aici, din Italia, l-am învățat doar din cântece. Acum am trecut la studiul limbii mexicane și tot din cântece învăț această limbă. Îmi place foarte mult. Deci, acest rând îl vom lucra în totalitate în tehnica B-Club pentru a crea această îndoitură. Nu-mi vine acum cuvântul exact. Sunt atât de fericită că am descoperit și minunea aceasta live-ului, pentru că nu trebuie să mă mai chinui să filmez tutorial. În spatele fiecărui tutorial sunt, bineînțeles, ore de lucru, dar mi scurtează foarte mult timpii în care vin urcate pe canalul de YouTube, pentru că internetul aici este foarte slab, foarte greu reușesc să încarc, durează ore în șir. Într-o zi am stat 6 ore doar pentru a încărca 1%, era elaborat 99%, pentru 1% am așteptat 6 ore și nu s-a elaborat acel 1%, atunci m-am enervat, l-am închis și am reluat din nou. După câtva timp. Așa că lucrând live, chiar dacă vorbesc singură, chiar dacă sunt puține persoane care mă urmăresc, pe mine mă mulțumește foarte mult faptul că pot arăta doamnelor care doresc să lucreze modul în care fac anumite lucrări. Dacă aș avea mai mult timp liber, sincer vă spun, aș sta doar să lucrez. Pentru mine ar fi o plăcere. Știu! Bună, Alina! Bună, iubita! Văd că sunteți acolo două persoane și eram sigură, Andrei, că tu ești aici. Am descoperit că te cheamă Andrei. Andrei se numește și ginerele meu cel mic. A, nu trebuie să iei în considerare, Alina, știi? Nu trebuie. Cine te jignește, nu-i dai importanță, știi cum spunem noi românii, cu tăcere îi frigi pielea. Nu dai importanță, nu le da satisfacție să răspunzi. Pentru că se întâmplă, să știți că
Eu am adoptat o regulă foarte strictă pe grupul, vorbesc din nou de Facebook, pe grupul meu de Facebook. În momentul în care l-am înființat, așa cum vă spuneam, cred că ieri v-am spus, sunt mai bine de 4.000 de persoane înscrise pe acel grup, se numește Tatiana Croșeta și prietenele ei. Fiecare acolo postează ceea ce lucrează. Nu este obligatoriu să lucreze doar după tutorialele mele sau fiecare este liber să posteze lucrările sale. Și spuneam că am adoptat o regulă foarte strictă, nu accept nicio jignire. Și după ce am avut două tentative dintre acestea în care două dintre fetele care fac parte din grup au fost jignite. Eu am ascultat amândouă părțile să văd cine este vinovat și persoana care a jignit a fost nevoită să o dau afară, să o șterg din grup. Pentru că de multe ori, așa cum am spus, pentru o persoană eu nu vreau să pierd 10. Ce spui? Dacă sunt lucruri grave, atunci o să vezi în ce fel trebuie să rezolvi problema. Uite așa. Izabela doarme. Nu trebuie să-i consideri, ți-am spus, nu trebuie să consideri. Din păcate, nu toți suntem la fel, știi? Fiecare are un alt mod de gândire și nu trebuie să consideri. Uitați-vă, dragii mei, și Andrei și Alina, cam în felul acesta eu îmi petrec puținul timp liber pe care l-am, lucrând și încercând să arăt ceea ce știu și ceea ce învăț, pentru că și eu învăț, să știți, foarte mult. Eu nu m-am născut învățată. Am învățat pe parcurs și învăț. Învăț lucruri noi în mod continuu, pentru că altfel nu aș reuși să fac lucrările pe care le-ați văzut pe canal. Învăț să-mi inventez anumite lucruri. Și așa nu am ce face aici, nu? Când îmi termin orele de lucru, ce pot să fac? De obicei, așa cum ați văzut în seara aceasta, eu termin lucru. Am vrut să intru ieri seară, însă eram prea obosită și nu am mai reușit pentru a relua acel tutorial. Astăzi am avut o zi încărcată cu bătrâna. Și abia acum am reușit să intru. Am pus-o în pat, la odihnă. După aceea, când voi termina live-ul, voi merge din nou să o controlez. Apoi, la noapte, când mă trezesc, la 3 și jumătate, aceea este ora mea, când mă ridic, în fiecare dimineață merg din nou la ea să o controlez, să o schimb. Pentru că, na, e bătrână și ea, săracă, are 91 de ani.
vă dați seama, sunt mulți. Mi le fac întotdeauna înainte să intru live. Vezi, nu sunt chiar atât de perfecte. Aceasta mi s-a și rupt lucrând la geantă. Eu ziua lucrez foarte mult, însă înainte de a începe filmările, eu întotdeauna îmi fac unghiile, să știi. Și brățara o port întotdeauna. Brățara aceasta mi este făcută cadou de către mama preotului care era aici în sat. Ea fiind și cumnata bătrânei pentru care lucrez. Înainte de pandemie am lucrat foarte mult pentru ea. I-am lucrat cadouri pentru anumite persoane unde mergea ea la medici. A avut un magazin de bijuterii, ceasuri și bijuterii, și ea mi-a făcut cadou aceste perle. Este o persoană foarte bună, doamna Ana se numește. Nu există dimineață sau seară în care ea să nu mă salute, să nu-mi trimită un mesaj de bună dimineața, de noapte bună. Acum și eu ne și auzim la telefon, acum am 2 zile de când o chem, pentru că fiul ei, cum v-am spus, este preot, este plecat cu ajutoare în Polonia pentru a ajuta refugiații, deci a plecat cu produse alimentare și se va întoarce cu copii și mame. Îi va purta aici în Italia, o parte vor locui la Ferrara, care este la 50 de kilometri distanță, Ferrara fiind capitala acestei regiuni. Și cred că altă parte îi va purta aici în sat chiar, pentru că la biserică, sub biserică, practic, se poate foarte bine aranja un loc pentru aceste persoane năpăstuite. Cine să fie române, Alina? N-am înțeles de ce ne spui, dacă sunt tot români. Eu ceas nu port, să știi. Mie nu-mi place să port ceas și nu am purtat niciodată ceas. Nici măcar când nu existau telefoanele. Nu știu, nu-mi place să port ceas. Nu, sunt italieni. Nu, sunt italieni, însă sunt persoane atât de bune și atât de blajine, atât de inimioase. Așa, sunt italieni. Nu români. Românii aici, nu știu cum să spun, există comunitate de români, mai ales în orașele mai mari, acolo se cunosc între ei. Însă există, nu știu cum să spun, nu toți se înțeleg între ei. Nu, eu aici nu am nicio prietenă, nici româncă, nici dintre badante, să spun așa, nici de alte origini. Bineînțeles, doamnele care sunt aici în sat sunt toate italienice, pentru că aici s-au născut, chiar și aici unde locuiesc eu, este o curte comună, pentru că înainte au fost case populare aici, un fel de, cum să spun, cum sunt la noi aneleurile, așa,
Și este curte comună, eu mă înțeleg cu toată lumea, salut pe toată lumea, mă salută, ne respectăm, pentru că așa este frumos, așa este corect. Și cum spuneam și doamnele de la magazin, de peste tot, de la farmacie, de la magazin, de la mercerie, mă cunosc, de la pizzerie, eu nu am nevoie să ies din casă, eu doar dau telefon și mi se aduce acasă ceea ce am nevoie. În caz de urgență, în caz de necesitate, pentru că nu întotdeauna se poate merge la supermercatul, care v-am spus că este departe, nu se poate merge pentru a cumpăra o pâine sau o sticlă de lapte. Așa că eu, când am nevoie, sun și fetele mi-aduc acasă. Și la farmacie, când am avut nevoie în timpul pandemiei, când nu se ieșea deloc, de fapt eu nici acum nu ies pentru că nu am vaccinurile făcute, sunam la farmacie, mi-au trimis cu mașina poliției medicamentele acasă. Aha. Da, să știi că și aici sunt foarte multe persoane care sunt sociabile, nu toate sunt scorțoase așa și răutăcioase. Sunt foarte sociabile și aici foarte mult iubesc animalele. Aici, aproape de mine, sunt două doamne care au făcut colonie pentru pisicile care trăiau așa pe stradă. Bineînțeles, le-au tratat, le-au dus la veterinar, le-au sterilizat și se ocupă de îngrijirea lor când vin de la servici, pentru că au și servicii, au și familii. Aproape fiecare familie are pisică, are cățel. Să știi că am văzut și cu pisica în lesă la plimbare, nu numai cu cățelul, cu pisica. Aha. Da, să știi că este frumos așa. Da. Foarte bine. Sigur că da, pentru că altfel scapă, fuge motanul. La mine copiii iubesc și copiii mei iubesc foarte mult animalele. Le adună de pe stradă, le îngrijesc, le duc la veterinar. Da, încet, încet ne apropiem aici de capătul rândului și aceasta este baza genții. În momentul în care am ajuns aici, unde am făcut acel ochi de lanț, voi face din nou un fir alunecat și începând din acest moment, apoi va continua modelul. În momentul în care vom începe modelul, veți vedea că geanta va prinde o formă foarte, foarte frumoasă. Voi face acum doar începutul, apoi voi continua într-un nou tutorial. Acesta este punctul Prada, așa se numește. Fac trei ochiuri de lanț, apoi îl fac pe cel de-al patrulea, în felul acesta. Iau de unde am închis rândul, fac un număr de trei piciorușe duble, 1,
2 Cel de-al treilea picioruș dublu în același ochi, după care voi sări 1, 2, 3 și voi intra în cel de-al patrulea picioruș, voi face un fir alunecat, așa, asta doar așa ca să fac o anteprimă, un fir alunecat. Aici voi schimba croșetul, voi lucra cu croșetul mai mare, cu croșetul de 3 și de 3, așa, și voi continua în același mod. 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, intru în același ochi de lanț de bază, voi face cele 3 piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea, trebuie să trag firul pentru că am pus acea rocă jos, le închid și din nou repet, 1, 2, 3, voi intra în cel de-al patrulea, cu piciorul alunecat și repet. În felul acesta, pe întreg parcursul rândului. Aceasta este anteprima modelului. Așa cum vă spuneam, acest punct se numește punctul Prada. Este foarte frumos. Eu am vorbit cu doamna la magazin, poate îmi găsește și culoarea albă din acest șnur, pentru că aș vrea să fac intercalat. Rezultatul, bineînțeles, este acesta, așa cum v-am prezentat la început. Când va fi momentul, voi intra din nou în direct și voi face primele două rânduri, care sunt cele mai importante, și le voi arăta fetelor care doresc să lucreze modul în care se execută acest punct. Eu atât am vrut să prezint în această seară. Eu sper să vă fi plăcut. Mi-a făcut mare plăcere să vă am aproape. Văd că mai sunt câteva persoane. Haideți să mai fac aici un pic să vadă și dumnealor ceea ce mai lucrez. Bineînțeles că vor vedea apoi pe canalul de YouTube. Deci, așa cum spuneam, aici voi face 3 piciorușe duble, după ce am făcut ochiurile de lanț. Din nou voi sări 3 piciorușe, 1, 2, 3, voi intra în cel de-al patrulea, cu fir alunecat. Aici, Alina, să știi că se rup unghiile lucrând acest model. 3 ochiuri de lanț și din nou 3 piciorușe duble în același picioruș de bază. Și cel de-al treilea. În felul acesta se va lucra pe întreg parcursul rândului. În momentul în care vom ajunge la sfârșitul rândului, atunci vă voi arăta modul în care se închide rândul și cum pornim cel de-al doilea rând. Și apoi se va repeta, se vor alterna rândurile și se va obține ceea ce v-am prezentat. Vedeți cum deja arată?
Mi-a făcut mare plăcere să vă prezint acest început, acești primi pași și în seara aceasta. Eu nu prea am unghii mari și rar mă dau cu o jă. Mi se rup oricum de la... Să știi că și la mine, uite, vezi că nu sunt... și la mine se rup. Eu am fost obișnuită să port unghii când lucram în magazin. De fapt, de o viață întreagă am purtat unghii lungi. Însă și la mine se rup. Și eu muncesc foarte mult. Stau foarte mult cu mâinile în apă. Nu întotdeauna pun mănuși pe mâini, pentru că trebuie să le dau jos apoi și consum foarte multe. Și la mine mâinile sunt urâte. Să vedeți acuș când încep munca în grădină, cum se prezintă. Însă întotdeauna am grijă când încep să filmez, să mă dau un pic cu ojă. Ce vroiam să vă mai spun? Despre cine vroiam să vă mai vorbesc? Am descoperit, de fapt mi-a scris un domn, Petrușene se cheamă, canalul lui, Petri, cu Y la urmă, de fapt Petrușene e canalul său, și el ne prezintă muzică. Încearcă, Alina, să pui... Da, știu că încurcă mănușile, dar eu, cum să spun, în momentul în care mă ocup de bătrână, când o spăl, când ea are pielea foarte... Da, Petri, da, tate, îl cunoști și tu? În momentul în care spăl bătrâna, având... Da, vedeți că îl știți, da. Având o piele foarte delicată și având un pic de probleme cu sângele, abia o ating și rămân imediat vânătăi. Și atunci sunt obligată să pun mănuși pentru a proteja pielea. Și bineînțeles, știi, când mai pun mănuși, de exemplu când curăț baia, atunci trebuie în mod obligatoriu să pun mănuși, pentru că nu pot intra cu mâinile în bideu, în WC-ul, în toate astea. Da, o bătrână, eu doar cu femei am lucrat, este cea de-a patra cu care lucrez. Eu mi-am îngrijit tata, am avut tatăl meu bolnav la 5 ani și jumătate, l-am îngrijit eu singură. Și știu, este foarte greu. Este greu, mai ales că stând cu ei, te obișnuiești, știi... toate obiceiurile pe care le are și apoi la un moment dat când îi vezi că devin atât de neputincioși și într-un fel îți fac și milă. Și atunci pui și mai mult suflet în tot ceea ce faci. Așa este. Ce să facem? Așa suntem noi românii inimoși, să știi. Și pentru mâine asta vroiam să-ți spun, să le dai seara cu, dacă nu ai o cremă anume pentru mâini, să le dai cu ulei de măsline și apoi să-ți pui pe mâini o pereche de mănuși de bumbac. Sigur, e băiat de treabă, Petri. Da. Da, bătrâna mea, să știi că nu are niciun... nu are răni. Ea are o problemă cu sângele și
cum o atingi, dacă o prinzi un pic mai tare, o strângi un pic, imediat se fac vânătăi. Nu are răni. De ulei de măsline spuneam pentru mâinile tale, Alina. Asta este. Bine, dragilor, eu vă mulțumesc din nou că ați fost alături de mine, vă îmbrățișez. Tati, sâmbătă seară sunt din nou să ascult bancuri. O seară frumoasă. Mulțumesc, la fel. Noapte bună, noapte liniștită, binecuvântată. Și vă doresc tot binele din lume, atât pentru voi, cât și pentru familiile dumneavoastră. Foarte bine. Ne întâlnim. Da. De fapt, da, suferă de fibrilație atrială, așa se numește, și ia medicamente pentru fluidificarea sângelui. Da. Așa este. Vă pup, vă iubesc, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Noapte bună, vise plăcute și ne reîntâlnim mâine. La revedere, sunt Tatiana Andrieș și vă aștept din nou alături de mine. Noapte bună și eu vă pup, noapte bună, vă pup și vă iubesc. Noapte bună. Pa, pa, tati, pa, pa, noapte bună. Pe mâine.